Eu și Colober suntem adepți unui stil de viață foarte sănătos, deci faptul că încercăm așa ceva în fața voastră acum facem este... cancer pentru voi. Deci este un sacrificiu. Cum faci? Nu, stai că îți faci așa. Nu mai fac de așa de 8 luni. Nu așa. Hei, ce faci? Sunt Mare Lu. Și astăzi... Bine. Sunt cu prietenul meu, Robert. Astăzi vom mânca Tokyo Gift sau Tokyo Treat. Dar nu știu cum să spui ce e asta. Lăsați profesionistul. Asta era pe bune? Da. Hei, ce faci? Sunt Mare Lu și astăzi eu împreună cu Robert. Hei. Vom încerca snacks-uri și dulciuri și toate. Și prostii din Japonia. Japonia. Tokyo, da. Capitala Japonii. Cei de la Tokyo Treat mi-au trimis această cutie, este varianta premium. Sunt foarte încântată pentru că eu, sincer, de când m-am apucat de YouTube, tot voiam să fac un video unde să testez mâncare. Din câte se vede în filmare, mi se pare că sunt un cap plutitor pentru că fundalul e negru, eu sunt pregată negru. Bun, o să îl deschid prima oară în fața voastră. Stați așa că eu aici am un... așa. Yay! Nu mă fac cu chestia pe jos. Te băgăm piciorul în el video. Ia uite. Uite, am primit rechizite. Ce drăguț, scrie treat yourself. Mi se pare foarte amuzant asta. De ce? Nu știu, are retorica aia liberală și consumeristă. Treat yourselves, like you deserve it. O să vedem, o să începem, pot să aleg eu cu ce? Te rog. Uite, vreau neapărat să începem cu sucul, pentru că mi-e foarte sete. Primul lucru pe care îl încercăm. Nu cred, este Fanta cu pere. Asta e Fanta. Fanta? Da, e Fanta cu pere, nu pot să cred. Nici eu n-am văzut, deci eu când am fost în China n-am văzut așa ceva. Aici e Japonia, dacă au cam aceleași lucruri. Ce frumos miroase toxic. Ai dezinfectat? De ce? Da, e bun. Are gust de Adria Cola cu pere. De la 23 litri. Nu e foarte dulce. Asta, da. asta e foarte mișto că nu e foarte dulce, dar bineînțeles că are zahăr, că na. Și are 10% pară. Are 10% pară, mama. Din ce înțeleg eu, aici scrie 10% și ce poate să fie în afară de pară, nu? Adică nu poate să fie 10% zahăr. 10% dioxid de sulf. Ce note îi dai din... Bravo, ai știi. De la 1 la 5, ce note îi dai? 3,1. Doamne, ok. Următoarea chestie e aceasta. Sunt aici niște desene, niște... nu știu, niște cerculețe. Aici trebuie să umpli o chestie. Mă rog, hai să vedem. Cu siguranță arată foarte sănătos. Asta e un praf. Da. Ce e asta, Robert? Deci sunt niște prafuri, sunt niște... heroină. Păi presupun că trebuie să le pui în apă, mai. Aoleu, nu. Picături de apă. Păi am adus apă, e perfect. Da, după 3 sesiuni deliberative de fizică cuantică combinată cu... bun, deci hai să faci eu. Deci... dat seama cum merge asta. Hai să punem mâna asta mare. Doamne, cine stă să facă așa ceva? Cred că oamenii ăștia foarte asiatici care n-au nimic de făcut cu viața lor. A, nu mă... nu, pui apă. Pune un litru de apă acolo. Foie, că facem ciment acum. Rope. Asta e agentul coagulant în fiecare. Mânică. Adică e cel care o să-ți facă probabil textura la toate. Te puteai și unde e colorant? Unde e? Ăla-s colorantul. Aoleu. Trebuie să pui colorant și agent coagulant, probabil. Și limbă curată. Uite. Ah, super, uite, suntem și retardați acum. După cum bine vedeți, este extraordinar de interactiv și interesant. Nu te plictisești absolut deloc jucându-te cu asta. Are gust, măcar. Bă, de bun e bun. Mamă, ce gust bun are. Deci asta e o jucărie prea complicată pentru noi. Nu, și... e doar cretină, nu e complicată deloc. Da, nu e cretină, chiar nu înțeleg de ce aș face asta. Bun, deci jucăria era practic o gelatină care trebuia combinată cu niște... apă și... apă și... după aia făceai fel de fel de modele. Da, și se presupunea că faci un fel de mozaic din gelatină pe care după aia îl lingeai ca un câine când își bagă... când îți încercăm asta. Sunt, cred că, niște chipsuri. Ești tu la asta natural? Da! Arată... asta de fapt broccoli crud ăsta. Da, probabil. Ia. Yeah. E bun. Chipsul, da. E bun. Ești cu... ești cu ceva ceapă, cred că. Dar sunt un pic diferite. Da, bine, a capitolul ăsta acum cât pot să varieze pe aceeași temă? Adică, dacă nu mi-a pus alte arome, ăsta pare cu sare și... ceva, nu știu.
Nu, pare destul de standard. Da, e interesant. Am vrea să da. N-am dat notă la bubble-urile. Nota la este 0,4. Așa ok, le dau cred că 4. Bine, hai, 3,4. Kit Kat cu aromă dubioasă și presupun că este destul de dubioasă. Eu care am fost în China, te rog, cred că sunt cu ceai verde. Uite. Stai că nu știu care e fața. Este ascensiunea Kit Kat-ului cu aromă de borală. Mamă, ne amintești de China. Ce mi-ai amintești? Tu n-ai fost. Zalău. Apropo, căutați, e foarte bun ceai verde. Are o grămadă de antioxidant și o grămadă de alte proprietăți. Dar asta e un alt topic pe care nu l-am acoperit acum. Cred că asta e o particularitate astică, combina tot felul de arome într-un mod foarte eteroclit, foarte neașteptat și da, insolitul gustului. Cred că asta pe noi europenii care suntem obișnuiți să mâncăm cam aceleași variațiuni pe aceleași teme, pentru noi e foarte exotic. Chiar e bună. Da, asta pe 5 și de la mine. E chestia mea preferată. Că e bună. Mamă. Bine, având în vedere că am avut o jucărie care era un șantier gustativ și alta care era un suc și niște chipsuri, nu, mă, este bună. Ia, uitați ce e asta. Pare un pinguin. A, la cum se simte, mi-amintește de ceva din China. Cred că e un ceva rice cakes. Deci un fel de baton din orez expandat cu arome. De fapt, stai, nu e rice cake, e doar un pufulete mare. Ăsta e pufuletele mare. Ești mai gentle cu pufuletele. Robert! Și că acum eu trebuie să am un anumit mod de a gusta ca să nu pară dubios, știi? Când băieții mănâncă banană. E pufuleț cu gust de pește, nu pot să cred. Mamă, cât de tare. E porumb, da. Și Asia îmi place din ce în ce mai mult, deci abia așa să mergem în China, din nou. Bun. Asta e. Uite. Se scrie Lotte și acolo e un tip cu care are în cap semnul exclamării, deci probabil e ceva care stimulează creierul. Dacă o să fie ceva doar cu mentos, fiu foarte dezamăgită. A, ia uite, sunt gumite. Nu gumă, ce... Ba da. Da, ne-au dat să le citire ca să ținem bine, mai bine minte la examen. Ia uite, sunt verzi. E gumă. Atât. Aia, 1,7. La mine cred că 1. E genul de gumă pe care o iei înainte de o întâlnire dacă nu vrei să-l sărut pe tip. Și vrei doar să mănânci mâncarea de pe el. Ia suflă. Da, nu se simte peștele de la pufulete, nu mai face asta. Nu e așa puternică. Nu mergeți la întâlniri. Nu mâncați pufuleți cu pești și după aia băgați gumă de asta care are gust de, nu știu, pelin, că așa, ia, nu se simte mare. Ma da, alege ceva tare și interesant. Bine, aleg asta. Mamă, deci de când am deschis prima oară am pus ochii pe asta, că e așa colorată și drăguță, seamănă cu părul meu. Deci aici este un, nu știu, un dinozaur supărat. Un dinozaur supărat. Care ia, uite, înfulecă strugurei. Așa arată, cred că sunt ceva, îmi spune că-s pufuleț dulce la cum văd poza asta de aici. Ok, din nou nu înțelegem nimic. Ia mă, stai să fie drăguț. Gata. O bucuță, o bucuță roșie. Ce e asta? Am mai primit ceva. Deschidem plicul. E tatuaj de la când ne făceam când eram mici noi, adică eu, generația mea din 32. Mică de tanti care cântă asta. Ce drăguț. Păi ăsta chiar mi-l pun undeva, mi-l pun pe telefon. Nu vreau și eu. Uite-l. Gata, nu mai. Deci sunt niște steluțe roz, ia să încercăm. Hai să încercăm împreună. Hai să încercăm. Am zis să încercăm. Hai. Oh my god. Da. Astea sunt bune. Textura așa, nu de pufulete, textura mai tare. Mamă ce îmi plac și miros atât de frumos. 5. Da. 5. Giving Greek answer, but 5. Dacă mai vreau. Mai am și după. Bun, și acum chestiuța asta. Deci aici sunt două domnișoare care cântă la tobe. E defocalizată fața noastră. Mama, arăți mult mai bine așa, Marlu. Robert. Vezi, dacă filmez cu un Nokia 2300, mă rog. Te rog, este Canon GX2, e ultima apărut. Asta nu-mi place. Sărați, foarte iuți. Și de ce au doamne care cântă la tobe? De ce au orice oameni, așa, nu țar? Da. De exemplu, cânti la tobe când mănânci ceva oribil. Hai, lasă-l. Ăsta, uite, pare că e cu Pokémon pe el. Stai, așa, uite așa. Uite-l, și acolo e un Pikachu handicap, parcă vezi. Vezi? Da, vezi. Mai țineți minte jocurile alea foarte vechi, când au apărut calculatoarele și pe la cu noi? Cu Sony. Nu cu Sony, cu iepurașul ăla verde care putea să zboare din urechi și lupul ăla care fugea foarte iute și fugea așa repede. Nu mai știi? Nu. Ce e acolo? Nu știu. Deci sunt 2000 Pokémon și aici e un card.
Era, cred că de joc, mă. Da. Da, clar, asta e sigur, de colecționat cărți și jucat cu prietenii. Da, am câștigat un pește slab. Le-au văzut, Robert. Știu, o meduză. Ia. Mm. Eu, mă, care îmi place mie mult. E bun. N-am început. 4. Ok, ultimul lucru. Bănuiesc că sunt niște crackers fericiți. Hai să vedem, începem cu primul. Oh, ce m-am spune că o să fie dulci, Robert, să știi. Da? La cum mi-amintesc eu snacks-urile din China, ce m-am spune că o să fie dulci, pentru că de obicei am observat că snacks-urile care la ei zâmbesc obsesiv și strident, de obicei sunt dulci. Da. Ia așa arată, ca un mini pandișpan. Da. Hai. O mini biscuit arată. Ba, așa biscuit. Ca un mini pandișpan, arată ca un mini mascarpone. De fapt, sunt sărați. Dar sunt și puțin dulci. Da, la sfârșit. Am o notă așa de subsol. Probabil că de la subsol. 4. I-aș mânca așa, o dată pe an la film. Da, s-a justificat foarte mult nota la 4. Da, pentru că de obicei nu mâncăm așa ceva. Ultimul dulce, nebunia asta. Cred că e o gumă. Sau cred că nu e, ce... e gumă. Nu? Cred că o să fie ceva, la cum văd după desene, cred că o să fie ceva... Ce ceva, gust de apă minerală sau ce nu e, mă? Oh, super gust de apă minerală. Expiră în 2021. Super. Adică... Nu are conservanți deloc, e super proaspăt. A fost gules ieri de pe plantat, era... Era ripe. Ți-am spus că e gumă de aia. Nu e gumă, măi. Nu e geleu, e sour cream. Da. E șoric. Aoleu. Are gust de lămâie. E de la bandă de adezivă la care vin muștii numai când o mâncăm noi. E nu-mi place pe ei? Da. La ce scârboși suntem, da? No. Cine pasă? E sare liberă. Asta are gust de plastic. Băi, nu știu, au fost bune, dar cred că avem noi un palat. Bineînțeles că nu este cel unul arhitectural, palatul. De aici. Palat gustativ, dacă vreți. Am noi un palat foarte diferit față de al lor. Adică, probabil că ei ar aprecia și... Având că e un Tokyo Treat și e un box, e un premium box de ăsta, probabil e ceea ce găsești la ei pe piață în mod uzual. Și da. Oamenii cumpără de astea și mănâncă și etc. Ceea ce înseamnă că ei le apreciază într-un fel sau altul. Pentru noi, multe... Prețul de aici. Da, da, exact asta. Chiar sunt mult prea sintetice pentru noi. Probabil asta e și ca urmare a health craze-ului ăsta care vine în România acum. E drăguț să vezi așa ce înseamnă cheat în alte culturi. Cheat. Da, ăsta, da. O să facem la un moment dat un video când începem și seria de lifestyle, unde o să vedeți cam ce mâncăm și de ce mâncăm sănătos și așa mai departe. Și. Ok, cam asta a fost pentru azi. Sper că v-a plăcut videoul. V-am zis toate detaliile legate de Tokyo Treat, le găsiți în descriere. O să-l mai vedeți pe Robert în videourile mele și astăzi a fost oficial. Mulțumesc pentru participare. Mi-a plăcut să fac afaceri cu tine. Și mie. N-am pierdut nimic, am câștigat tot. Nu uitați să verificați descrierea și... Păi niște pești cu niște sour cream cu niște... Cred că și eu urmă asta. Au luat mister Mindo Bateria, nu uitați să vă abonați, să dați like, share, subscribe, găsiți Instagram în descriere.